Vom văzut ieri pe internet, v-ați judecat la Cahul, transmiteau doamne în direct, cam cu scandal, cam cu huite. Da, dar știi, eu nu înțeleg, iată aici dumneavoastră ați mers, dar destul de calm, destul de liniștit, destul de pașnic. Și n-am văzut. Dacă știi o leacă de legi și de drepturi, te poți purta și calm, dar dacă nu știi, te isterizezi. Aceasta își face Dervingida Galina, o isterică, dar știți, ea ne hărțuiește pe noi, inclusiv pe mine mă hărțuiește instanța, că sunt două cauze. Dar tu porni de la o vecină de ei sau cu da, cine? Da, stimate domni, chiar vreau să pe acest caz, pe această cale, poate să rog fiica dumneiei, să o calmeze, să o, cumva să o liniștească sau, eu cuvinte n-am. Carolina, ar trebui dragă fată, dragă elevă, dragă consăteană, să ai grijă de mama ta, să nu o lași să se isterizeze așa, să nu o lași să provoace așa conflicte, pentru că ieri a fost solicitată și salvarea. Nu pentru dânsa, nu pentru ea, era tare, tare dintre și tare agresivă și tare, tare agresivă. Agresivă verbală și în acțiune agitată, fugea după fiecare și după primar, că venisem cu martorii și după consilieri, consilierii erau acolo liniștiți și el i-a trebuit. Dar ce litigi aveți acolo? Tot acela cu vreau să vă zic, da, copaci, cu copaci, dar eu sunt membru al Comisiei Administrative, da. Și sunt secretară al Comisiei Administrative. Primarul este președinte al Comisiei Administrative. Uh-huh. Comisia este alcătuită din 7 membri. Noi examinăm plângeri depuse. Când de Galina Dermenge, plângeri depuse și de Boieșteanu, Afanasie și Vera. Dar de ce durează atâta? Că înțeleg că vă prezentați de amână nu știu câta oară la ședință. De ce? Că ea refuză totalmente să-și obțină avocat. Ea refuză. Dar ce e obligată instanța să obligeze cu avocat? Ea atâta se isterizează. Nu poți fi judecată și fără avocat dacă nu vrea. Avocatul e opțional, nu e obligator. Mai ales că nu e dosar penal. E civil acolo, e contencios sau încis. Contencios administrativ, nu? Dosar contravențional. A, păi stai alea, înseamnă că cum vă judecați cu primarul dacă e dosar contravențional? Păi nu, deci primarul și doi consilieri ca martori fiind. Cine a fost amendat? Dermenge Galina. De poliție? De către poliție, pentru? Da. Pentru? Pentru faptul că ne-a calumniat pe noi și ne-a numit cuvinte murdare, ne-a intimidat. În loc public sau pe internet? În loc public, în primărie. În ședință, în primărie, la o ședință lucrativă, fără bună ziua. Și ea a contestat că nu e de acord să plătească amendă? Da, și practic ce face ea? Ea absolut categoric refuză să fie audiată. Uh-huh. Eu încerc să-i trimit acasă conform procedurii, ca să mă informeze de ce a făcut sau de ce intenționează, categoric refuză orice trimitere, nu numai a mea, dar și a polițiștilor. Așa este caracterul ei impulsiv. Sau... Oamenii sunt diferiți și dificili, dar știți... și vina celor care își pun mintea cu oamenii dificili, ar putea să-i evite. Păi știți și mie așa lumea spune, evită-i, dar eu cât puteam să evit, pentru că ea mă numește urât, niște calomnie acum, a strigat zilele acestea și zice precedentele ședințe. Da, și le faci public și multă lume se uită. Eu sunt blocată. Cineva ne-a spus că, uitați-vă, doamna Tamara, câte vizualizări sunt, câte distribuiri sunt. Și acolo se vedeți... Da, și pe mine m-a blocat. Eu tot, să folosesc alte conturi ca să văd. Și mare intenție și mare nu vreau eu să am, să văd chestia asta. Dar vreau. Bun, și instanță cât mai amână? Cât vă mai face astfel de lecții? Pentru cine a fost chemat ieri ambulanța? Da, eu se ridicat tensiunea 220 pe 110, uh-huh. Pentru că ea, într-adevăr, eu rugam, doamna Galina, mai încetișor, ea atât rătnește, acum spune întrebarea, cum lucrează ea? Pentru că ea spune că așa e vocea ei. La grădiniță, la... Educatoare? Nu educatoare, permisii la spălătorie ceva, okay. Nu știu, da. Nu interacționează chiar direct cu copiii. Dar cel puțin să răcnești așa de tare pe golurile grădiniței, unde se admite așa ceva. Și s-au amânat din cauza stării noastre de sănătate. Și pentru că ea tare răcnea, tare, mm-hmm. Tare striga și e deodată. Și instanța nu are instrument să o amendeze, să o prunească? A fost ieri, posibil va fi amendat pentru că așa și-a dat indicația instanța. Dar nu e normal, vă zic, prin câte ședințe a fost eu, prin câte instituții, prin ședințe de judecat a fost, mm-hmm. Dar nicăieri nu am văzut așa modalitate de comportament. Ei, până acum oamenii nu puteau să transmită în direct, nu se uitau la Maria Olar sau la Ion Ieșanu. Păi ei sunt impresionat. Păi ei sunt. S-au luat Dumitru Achiruș.
Păi da, mă uitam că ei sunt susținătorii, scriau bravo, calm, adică după m-am uitat la cineva, că eram acolo pe coridor și chiar mi-arătam. Mario Olar și încă Găuzea striga, calm, calm, dar acolo se băteau aceia în disperare. Dar nu-i de râs, eu ei ce-am suferit. Ea e isterizat, e incitat și după aceea striga calma. Păi... De ce am suferit eu ieri fără nici nu se... Da? Nu, nu se discută, nu se discută. Eu mă gândeam că zic Dumnezeu cu dânsa, dar eu cred că pe această cale să o rog pe Carolina să o liniștească pe mamsa. Fica ei. Mm-hmm. Da, să o liniștească pe mamsa, să nu o lese așa, să se isterizeze, să... pentru că ne-a amenințat. Să consumă și ea și consumă și pe alții. Sigur, da, instanță, vă echipuiți trei ședințe de așa fel. Trei ședințe pentru un judecător. Asta e într-o zi din astea, da. Și te căcat, ce mai epuizat, faci? Emoțional. Dar încă una, mă cunosc atât judecători, mă cunosc că aproape toți avocații din Cahul, știți, era la rușine, când i-am blat cu telefonul, îl vreau cu ochii la unul, uite, este așa, uite, este așa. Parcă, deci el este un consilier care a fost chemat de către agentul constatator ca să dea declarații sub tăjurământ. Și când i-am propus eu drept la replică mediatizare, reacția ei a fost să mă blochez. Înseamnă că nu prea are încredere în mediatizare, vrea mai degrabă să controleze ea ceea ce crede că e adevăr. De ce să controleze? Pentru că acolo sunt o grămadă de comentarii, că-s lepri, că-s... Despre dumneavoastră sau despre ea? Mine, vaca, să mănânci mai puțin, ceva, vă zic. Dacă inciți, isterizezi oamenii, abdeam oamenii, eu iau hăi. Da, vă zic, sunt fost pedagog, sunt fost angajat, adică secretar al primăriei anii 81-85. Cunosc, adică așa cum recent sunt consilier și ea să mă înjuri, adică să mă numească cuvinte înjurioase sau să mă presupună că eu am luat apurat 500 de... mai există un articol în codul contravențional amend. Asta e calomnie, e alt articol din codul contravențional. Eu vă zic... Dacă nu e adevărat. Mă știi satul, dar nu se admite să... Dar ieri amenințări, că ia să vedeți, voi, și ia să vă fac voi. Acum eu pot să mă gândesc într-adevăr ce poate face ea. Plus la asta am fost filmată din toate profilurile, din spate, din față. Băi, pot să trec pe drum, eu de unde știu să plec, la ce să mă aștept. Soțul ei este pe hotare, el muncește acolo, rupi spetele și în Israel și în Londra. Ei, da, până la urmă sunteți și o leacă de persoană publică. Tamam v-ați lăudat că sunteți ales al poporului, consilieră independentă, păi sunteți și... în spațiu public, deci nu prea vă puteți plânge că vă mediatizează. Dar... Na, că păi vă hărțuiește, că vă înjură, că vă calumnează, asta e altceva, dar filmarea nu cred că o puteți. Doar la ce? Deci nu vrea să-și ia avocat? Și cere instanța să-i dea avocat. Nu, categoric refuză să-și ia avocat, deși ea știe procedura de obținere a avocatului, de dobândire a avocatului. Avocat dacă de... vrei de stat. Da, da. Trebuie dacă... să te califici, trebuie să prezinți documente. Da. Nu dar... foarte mult, că acum s-a făcut mai ușor, poți trimite e-mail, da. Da. Și chiar doar dar nu cum de noi cerut avocat? Din oficiu acum, de stat. Pentru... Sau ai încredere în femeie de la Consiliul de Egalitate? Aici eu sunt persoană terță, ei mă apără pe mine. Și n-ai nevoie. Și nu am avocat, dar pe alte cauze am. Da, vă zic eu, și la Chișinău am obținut avocat și foarte simplu și foarte leger, nici cuvinte n-am. Și la Cahul, la fel, foarte leger se poate. Dar ideea care e că de Benci Galina, în 2020, pe 5 noiembrie, a avut o ședință de judecată, când a fost sancționată iarăși către... agenția ecologică, acolo a fost anulat procesul verbal după procedura, adică a fost întocmit procesul verbal de contravenție greșit. Dar ce a făcut? O poluat sau ce? Dat foc la frunze sau ce a făcut? Deci au fost ambele sancționate. Băieșteanu Vera a fost sancționată, dacă nu greșesc, pentru faptul că plantează, pentru că îi smoge. Vecina ce e ei, da, care da, se află da. În litigiu. Da. Dar vă zic, eu un moft al Galinei Dermenci, eu un moft, eu un moft de hărțuire. Ghinic are timp, Ghinic poate, Ghinic are telefon să transmite în direct. Of, Doamne, dar uitați-vă, o turburat tot satul și atâtea ilegalități. Satul trebuie să obișnuiască cu polemici, cu transmisiunile live, cu filmatul, cu documentatul. Așa e, democrația cam așa o să fie, la televizor. Dar măcar să fie ceva drept, măcar să fie ceva cu succes. Un grăunte de adevăr tot are femeia aceea. Nu cred că numai minciună. Nu este, nu are de ce grăuntele acela să fie, pentru că se plantează ilegal peste drum, care îi dă în rădăcini, îi dă și în drum, și în grădina respectivei Băieșteanu. Plus la asta și drumul deteriorează. Vă închipuiți acolo un salcâm.
când crește el, ce rădăcini, dar uitați-vă, mă uit prin cahul, dar pe marginea drumului știu că e periculos să plantezi copaci, pentru că poate să facă accidente mortale. Desigur, și acesta e... Dar plantare trebuie făcută, că avem nevoie de verdeață. Sunt de acord, dar noi am... Dacă vine primăvară, hai la plantat. Noi am oferit... și mai găsim dealuri. I-am oferit spațiu, i-am oferit loc unde se poate să planteze. Poftim, poate să duc și este la capătul străzii, acolo poate să... Nu, ea are moftări, așa se fac rău, vă zic. Și încă ce vreau să vă zic, și instanța era atât de deranjată, era că, deci, i-a oferit, pe două cauze suntem cu ea în litigiu și celălalt judecător, la fel, i-a oferit perioadă de a dobândi avocat. Nu, ea vine și pretind strigă, cere niște certificate, solicită niște certificate de ale mele care nici nu sunt, vă zic, e ceva, e calomnios tare. Dar și nevoie are de certificatele noastre când e vorba de avocatul și de apărarea ei, nu? Și iată, de contravenția ei, ce relevanță are? Păi iată, nici eu, nici instanța nu înțelege, vă zic, mie rușine, este rușine, pentru că noi ne prezentăm și multă lume mă cunoaște chiar și în Cahul și avocați și judecători, știți, și noi venim din Burlacu cu isterică și cu isterie și cu mânză și cu mai ales că ieri nu prea au circulat transportul, a fost grevă, nu? Da, ieri am mers cu transport de ocazie, mașină, da. De fapt, eu am plătit pentru că am plătit mașină că am mers la Cahul ieri. Și ai spui pe seama ei să plătească după aceea pe acolo. Dar o să vă vedeți des în instanță, așa că pregătiți nervii. Doamne, ce am tras eu ieri, asta e insuportabil. Dar și eu și vreau să vă zic că, într-adevăr, este un moft al ei, ne insultă și pe noi, consilierii, precum că noi suntem cei care nu luăm atitudine, dar suntem șapte... Asta nu e insult, asta e o părere judecată de valoare. Ea poate crede că nu luați atitudine. Nu e insult asta. Depinde ce cuvinte folosește. Ba, e insult, ne spune lepre, guzgani. Asta, da, poate fi ofensător. Dar să vă critice are voie, că sunteți plătiți din bani publici, chiar dacă primiți foarte puțini bani și doar la sfârșit de an, cum povestează dumneavoastră. Că noi suntem în sat și nu avem noi dreptul să ne, până la urmă, să ne ofensăm atât de dur. Se ofensează oamenii care trăiesc în aceeași familie, părinți, copii, frați, dar dumneavoastră vezi de oameni străini care trăiesc în alt capăt de sat. Chiar aici eu mi-am notat cum am examinat noi la Comisia Administrativă o plângere de-a lor. Le-am oferit termen ca ei a lor a cui? Adică între cele două vecine. Uh-huh. Și le-am oferit termen și unii așa altia. Una dintre ele, Băștean Veronica, da, a respectat și a făcut accesul cel în cărman. Pentru că asta Termenji Galina atâta mânză și atâtea mofturi face, precum că nici cu tractorul să nu treacă cu deșeuri menajere prin fața ei, prin poarta ei, că nu trece prin poarta ei, dar este spațiu și este o stradă pe care se pot deplasa. Cale așa, de acces, toată cale de acces, și toți, da? Vă zic. E ceva care... Și chiar, nu mergi numai cu flori, mergi cu... Desigur, și de la urmă, chiar dacă vrei, plantează ceva care niște tufari, ceva, niște flori, niște, n-am cuvinte să zic, dar este cazul strigător la cer, că atâtea și rude, dar și cunoștințe de ale mele de îndepărtare, toți văd și mă întreabă, cum asta, doamna Tamara, ce se întâmplă? E pentru mine e jignitor. Lămuriți-mă și înarmați-vă cu nervi tari și o să fie o luptă de rutină, cine rezistă mai mult. Nu prea eu cred că o să rezist mult, o dau avocaților și instanța o să decide. Nu este normal, așa că tu nu vrei nici într-un mod nu vrei nici să conformezi, nici cu deciziile consulta în instanție, nici cu absolut cu nimic. Dar la ce mai este acolo judecătorul care ei sunt capabili să judece cauza? Să fie o lecție din care să înveți și ea și dumneata și oamenii legii.